La aproape 3 ani de la colectiv, România este incapabilă să-și salveze pacienții cu arsuri grave. În prezent sunt doar 11 paturi pentru mari arși. Aproape mereu sunt ocupate. Ieri, de exemplu, când a avut loc explozia urmată de un incendiu într-un bloc din capitală, doctorii au găsit cu greu un loc pentru bărbatul ars. Ministrul Sănătății anunță că abia acum s-au semnat contractele de proiectare a unor centre pentru astfel de bolnavi. Bărbatul care a fost rănit în explozia urmată de un incendiu are arsuri de gradul 3 pe jumătate din suprafața corpului. I-au fost afectate și căile respiratorii. Medicii sosiți la fața locului l-au stabilizat și au încercat să-i găsească un spital unde să fie tratat. Toate locurile de la Spitalul Floreasca și Spitalul de Arși erau ocupate, așa că l-au trimis la Bagdazar Arseni. Am fost informați de la centrul operativ că se trimite un ars. Degeaba am spus că nu avem locuri, degeaba am spus că nu există monitor, că nu există ventilator. Totuși că nu trebuie să dăm noi avizul, că noi trebuie să vin doar informații. Nu este normal să se întâmple așa. Problema e că sistemul sanitar românesc e incapabil să trateze toți pacienții cu arsuri grave. În România avem doar 11 locuri de mari arși care respectă standardele internaționale. Toate sunt în capitală, 6 la Spitalul Floreasca și 5 la Spitalul de Arși. În ultimii ani, dotarea secțiilor pentru mari arși din țară a rămas doar o promisiune. În Iași, de exemplu, sunt 10 paturi pentru pacienții cu arsuri de până la 20% din suprafața corpului. Toate sunt amplasate în spații improvizate, în Spitalul Sfântul Spiridon. Un spațiu nou, proaspăt renovat, așteaptă să fie dotat cu aparatură pentru a putea funcționa la standarde europene. În noua clinică vor putea fi tratați și pacienți arși pe suprafețe mai mari. 4 centre noi ar urma să funcționeze în alte orașe din țară. După incendiul din colectiv, s-a discutat la fel de intens. Din păcate, nu s-a făcut foarte mult. Am reușit să semnăm contracte pentru proiectarea acestor clădiri. Aceste clădiri trebuiau să fie gata. Pentru spitalele din Timișoara, Târgu Mureș, Bagdazar Arseni din București, Spitalul Grigore Alexandrescu. La Spitalul Bagdazar Arseni, de exemplu, au venit acum o lună reprezentanții Ministerului Sănătății și ai Băncii Mondiale. Le-au spus medicilor că vor ridica o clădire specială pentru acești bolnavi în curtea unității medicale. Secția va avea 5 paturi și o sală de operație. Fiecare pacient va fi internat în câte un salon dotat cu propria cadă. Din păcate, va fi gata abia în 2 ani din momentul în care se va pune piatra de temelie. Doamne ferește, ar apărea un nou eveniment colectiv, lucrurile ar fi și mai grave decât au fost atunci. Nu ai unde să îi tratezi. Corect și civilizat. Din acest motiv, de curând, Ministrul Sănătății a hotărât să transfere la un spital din Belgia 2 răniți grav în urma exploziei unui panou electric de la complexul energetic Oltenia.